În luna februarie, inspectorii de muncă din cadrul ITM Olt au efectuat peste 200 de controle la societățile din județ. Deși aceste verificări sunt desfășurate în fiecare lună, patronii olteni nu se dezmint și încearcă prin orice mijloace să jongleze cu normele de muncă în vigoare. Potrivit ultimului raport al celor de la ITM, au fost constatate peste 270 de deficiențe, iar valoarea amenzilor a depășit suma de 140.000 de lei. În luna februarie 2021, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratului teritorial de muncă Olt a efectuat un număr de 248 de controle specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma controlelor efectuate, s-au identificat un număr de 274 deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, fiind aplicate 166 de sancțiuni, dintre care 152 de avertizmente și 14 amenzi, în valoare totală de 141.500 de lei. O altă practică des folosită este munca la negru. Inspectorii de muncă descoperă în fiecare lună persoane care lucrează fără a avea un contract de muncă. Inspectorii de muncă au identificat un număr de 6 persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Astfel, o persoană la un agent economic din Nicolae Titulescu, cu obiect de activitate baruri, amenda fiind de 20.000 de lei, o persoană la un agent economic din Vâlcele, cu punct de lucru în Slatina, având obiect de activitate comerț cu flori, amenda de 20.000 de lei, 3 persoane la un agent economic din Bălteni, având obiect de activitate construcție, amenda aplicată fiind de 60.000 de lei, și o persoană cu timp parțial la un agent economic din Slatina, cu obiect de activitate spălătorie covoare, amenda aplicată fiind de 10.000 de lei. Totodată, celor 4 agenți economici care le foloseau au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 110.000 de lei. Inspectorii de muncă atrag atenția că vor continua controlele și în această lună, iar orice abatere de la normele în vigoare va fi aspru sancționată.